Lucian Isaintr la rupere după avertismentul lui Mugurisrescu, BNR a decis să amenine clasa politică. Problema nu este la guvern. Oficialii BNR vorbesc despre posibilitatea unei noi crize economice în România. Mugurisrescu a atras atenția guvernului ce dacă nu ține cheltuielile în frâu, atunci riscăm o aterizare forată a economiei. Invitat să comenteze afirmaile lui Isrescu, economistul Lucian Isar a spus la Antena 3 ce este vorba despre o amenințare a BNR la adresa clasei politice, ce nu are nicio legătură cu cheltuielile. Lucian Isar a mai spus că nu crede ce mai este posibil să se întâmple ceea ce s-a întâmplat în 2009. Criza din 2009 a fost provocată, cum sugerează în această amenințare pe fața BNR, prin creșterea dobânzilor, blocarea creditrii și creșterea cursului. Asta este practic ceea ce au spus ieri în Comisia Economică din Senat. Dacă nu vor ajunge la o formă de compromis în negocierea pe care o au încă din septembrie 2017 cu forțele politice, îi amenință ce vor stopa ritmul de creștere economică a României. Eu nu cred ce mai este posibil să se întâmple ceea ce s-a întâmplat în 2009. Atunci președintele Băsescu era mult mai prost consiliat decât sunt guvernanții din acest moment, dar asta este forma în care BNR a decis să amenințe clasa politică. N-are nicio legătură cu cheltuielile. Tinerii cont ce oricât de prost a fost guvernat a fost ara asta, în ultimii 4 la 5 ani guvernele au inut deficitul bugetar. Sub 3. Din această perspectivă, este o mare gogori. Problema nu este la guvern. Negocierea a început în 2017. Este o negociere personală a domnului Isrescu cu clasa politică, a spus Lucian Isar, la Antena 3.